România a învins ultima dată Spania în urmă cu 13 ani în 2006, atunci când, într-o partidă amicală, Tricolorii au câștigat cu 1 la 0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Ciprian Marica. Pe banca tehnică era atunci actualul manager al Universității Victor Pițurcă. În 1987, cu Pițurcă în teren și marcator al unui gol, Tricolorii au învins cu 3 la 1 în preliminariile campionatului european din 88. Meciul pe care l-am câștigat a fost un meci amical, dar un meci amical care s-a lăsat cu destituirea antrenorului, iar Aragonis era antrenor atunci, țin minte, la Cadiz. Când jucam eu și când am înscris, Spania avea o echipă mare de tot, dar și noi aveam o echipă mare. că știe cum România poate să smulgă cel puțin un punct în partida din această seară de pe Național Arena. Avem nevoie de un rezultat bun, de un rezultat mare ca de aia. Ca Fiindcă un eventual eșec ne-ar distanța de, de calificare. Am stat de vorbă cu Guriță, cu Contra la meciul de la Voluntari. Sigur că era și el preocupat de tot ceea ce înseamnă lot, jucători, dar eu, din punctul meu de vedere, spun că putem obține un rezultat mare cu Spania, fiindcă Spania nu mai este Spania cea care a fost. Am văzut jocurile din, din grupă și cu Norvegia când au câștigat foarte greu acasă. Dacă prindem o seară inspirată, dacă contra găsește 11 le câștigător, dacă Spania nu este într-o formă foarte bună în seara respectivă, avem șanse. După patru jocuri în grupa F, România are 7 puncte după două victorii, un egal și un eșec. În schimb, Spania este lider cu 12 puncte din tot atâtea posibile.